În luna octombrie, o parte a salariaților Spitalului CFR avea o întâlnire cu reprezentanții primăriei în care s-a discutat despre o preluare a acestei unități sanitare de către municipalitate. La vremea aceea, directorul spitalului nu a putut să-și prezinte punctul de vedere pentru că, spune el, un ordin al ministrului transporturilor interzice orice luare de poziție publică fără acordul biroului de presă de la București, iar acest acord nu a venit nici până astăzi. Prin urmare, directorul Gabriel Mogoș a recurs la un gest extrem. Și-a dat demisia și a ieșit într-o conferință de presă. Fiind vorba de reputația spitalului și de reputația și fiind în joc imaginea comitetului director implicit și imaginea mea, am dorit cu prețul demisiei mele, pe care am depus-o încă de pe data de 14 la Ministerul Transporturilor, să pot să mă debarasez de condițiile contractuale și să nu mai intru sub incidența ordinului de ministru numărul 945 și să pot să convoc această conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor și a vă lămuri atât pe dumneavoastră cât și pe craioveni, respectiv olteni. Gabriel Mogoș afirmă că primăria nu a discutat cu nimeni despre această preluare. Directorul spitalului spune că a întrebat la minister și acolo nimeni nu știa nimic despre o astfel de inițiativă. Problema majoră a pornit încă din luna iulie, când o parte dintre dumneavoastră a fost informați că primăria a început demersurile de preluare a spitalului CFR sau că ar fi interesată de preluarea spitalului CFR. Aceste demersuri, nefiind aduse la cunoștința nici a noastră, în calitate de comitet director, nici la nivelul ministerului. M-am gândit că este posibil să se fi făcut demersurile direct la minister și să nu ne fi întrebat nimeni pe noi și implicit la rândul nostru să cerem acordul salariaților, dar era posibil acest lucru. Am sunat și am încercat să mă informez la nivelul serviciului medical din minister, nimeni nu știa ceva legat de acest aspect pe care doamna primar îl ridica. În momentul de față, Ministerul Transporturilor are în subordine 15 spitale și, afirmă Gabriel Mogoș, nu vrea să dea niciunul pentru că intenționează să redea acestei rețele sanitare prestigiul de odinioară. Poziția Ministerului Transporturilor a fost că nu dorește să dea aceste spitale și în special direcția Serviciu Medical, că nu mai e direcție, e Serviciu Medical din cadrul Ministerului Transporturilor, nu dorește să mai dea aceste spitale. Totodată sindicatele de la nivelul Ministerului nu doresc ca vreun spital din rețeaua CF să treacă către altă entitate, că vorbim de CJ, de UMF sau de primării, datorită faptului că vor să reîntregească rețeaua și să găsească soluții pentru aceste spitale. De altfel, o rețea care de-a lungul timpului, până să se distrugă această siguranță a transportatorilor, s-a dovedit că este extrem de competitivă și benefică și a funcționat în fiecare oraș în care există spital CF, cât se poate de bine. După demisia lui Gabriel Mogoș, conducerea interimară a spitalului va fi asigurată de directorul medical Radu Lucrețiu.